Este unul din cele mai vechi exponate ce ține de textile, deci de lucrurile țesute, este scoarța. Este 100 de ani are această scoarță, ne-a donat-o doamna Elena Darie, este încă de la bunica ei. Și ce este specific? Culorile erau mai pale, sau cum spuneau bătrânii, potolite, și erau cu vopsea naturală, adică era de vegetală, da? nu erau adaosuri. Și iată forma geometrică. Da? Este, dacă vedeți, sunt formele geometrice. Dinții, copacul, pomul vieții. Deci așa simbolica lor era la început. După care femeile au început să facă, deci tot specific localității noastre, este coasta vacii. Și iarăși, dacă observați, este rombul, linia, pătratul, adică și puțin la chenar are frunze. Și iarăși culorile, deci, încep să fie mai vii. De ce coasta vacii? Țesătura aceasta este pe o coastă. Dar de ce anume vaci, chiar nu știu, dar în sensul că sunt așa, vedeți, oblice. Pe parcurs, femeile, deja având o imaginație bogată, având o varietate deja de culori, lână, pentru că la început era mai greu și cu lână era mai mult cânipa, au început să țese covoarele cu flori, deci trandafirul, bujorul, ruja, așa se mai numea la noi, diferite, adică fiecare o numea în... Și deja și culorile încep a fi mai aprinse, adică mai puternice. Pe parcurs, iarăși, au început să treacă la covoare unde reprezentau zoomorfe. Da? Dacă observați, vulpea, peștele, rățușca, adică au început să reprezinte deja din lumea zoomorfă, din lumea animalelor. Deci acest covor din 1938. Deci respectiv avem și perioada interbelică, după războaie și... Iarăși, o floare caracteristică localității noastre, lilia. Deci, iată, covorul acesta deja este din anul 1940, culorile iarăși aprinse, vii. Și această floare. Și păpușa. Începe a apărea deja antropomorfe, adică apărea copilul, omul, fetița, buchete diferite de flori, iarăși trandafirul, ruja. Deci, acestea erau specifice zonei noastre. Deci, iată aici, este mai complicat să vedem. Dar aici este, deci, iată o doamnă, cum stă băiatul să-i dea coș cu flori și fata la balcon, deci să-i dea florile, deci așa au reprezentat. Și două buchete de flori prin părți. Aici avem cununa cu flori. Deci, iată, este un covor din 1927, deci este foarte vechi. Și iată cununa cu flori. Iată, așa, sunt trei flori, așa. Și ce este interesant, pe chenar apar fructele. Iată, dacă vedeți, este nu doar floarea și frunzele, dar și fructele, niște cireși. Deci am putea să spunem, poate și mărul să fie, adică deja depinde. Și iarăși, putea, fiecare doamnă putea să țesă două, trei doamne același covor, dar oricum își introducea ceva specific a ei. Sau culoarea putea să o schimbi, sau ceva îi mai adăuga un element care, deci, o caracteriza pe fiecare în parte, da? Și își lăsau totodată și inițialele. Iată aici, dacă vedeți, este proca... A anul, deci și inițial, cine l-a cusut.